Bine ai venit, ești pregătit, te simți bine? Bună ziua, da, mă simt foarte bine, sunt pregătit normal pentru că la Sibiu m-am antrenat zi de zi. Au fost trei etape înainte să semnez aceste acte și am jucat în fiecare meci. Normal să fiu pregătit. Până la următorul meci mai este o săptămână și mai am timp de o altă pregătire în plus cu echipa. Momentan, cred că primordial este integrarea mea aici, dar sunt sigur că băieții mă vor primi bine și va fi ușor. Ești obișnuit oarecum cu terenul, cu stadionul din Timișoara, ai marcat deja aici. Da, a fost odată, mi-aduc aminte acel gol. Sper de acum încolo să marchez mult mai multe goluri și să ajut echipa până la urmă, că ăsta e obiectivul principal. Cum ai primit oferta? La ce te-ai gândit când ai primit oferta? Da, am avut discuții cu mai multe echipe, dar am ales Academica Clincen pentru că am simțit eu că oamenii de aici m-au dorit cel mai mult. Obiectiv personal și apoi un obiectiv general? Obiectiv personal, îmi doresc să joc cât mai multe meciuri și, mult mai important decât asta, să pun numărul la obiectivele echipei.